Bună seara, și bine v-am regăsit într-un nou video. În seara aceasta aș vrea să vă vorbesc despre diferențele dintre Italia și România. Eu am lucrat în Italia ca și, mă rog, badantă, cum se numește la ei. În România se poate traduce ca și menajeră. Am lucrat acolo 3 ani de zile la o bătrână. Eu mă ocupam în principal de îngrijirea bătrânei, dar și de curățenia casei, de cumpărături, de treburile casnice, de tot ce ținea de, de casa bătrânei. Ca și prima diferență între România și Italia ar fi religia, noi fiind ortodoxi și arii catolici. Uh, sunt și la ei slujbe, ca și la noi Însă la ei uh, nu există acest obicei Cum este la noi să aprinzi lumânări, la vii, la morți Să faci acatiste La ei este totul mult mai simplu uh, Merg și ei la biserică, se roagă Urmăresc slujbe la televizor Îl urmă urmăresc pe papa Însă este totul un pic mai, mai simplu Adică, nu știu, la noi mi se pare un pic prea exagerat totul uh, legat de nunți, la ei nu se face ca la noi o nuntă cu toate tradițiile, cu uh, nu știu, cu lăutari, cu dar, cu așa mai departe, uh, la ei se face în felul urm următor, mirele și mireasa merg la un magazin, de obicei un magazin cu produse electrocaznice, iar acolo aceștia își aleg. Uh, își fac o listă cu produse, în general cu produse pe care, de care au nevoie acasă și lasă lista la magazin. Apoi ei anunță -o, prin invitația de nuntă persoanele care, pe care le invită, le anunță de acest magazin, adică acest magazin este scris în acea invitație, iar persoana care dorește, deci persoanele care doresc să, mer să meargă la nuntă, merg în acest magazin, se uită pe lista pe care mirii și au făcut-o și de acolo fiecare persoană, mă rog, sau familie alege câte un produs pentru miri pe care îl plătesc. Ulterior mirii după nuntă pot să meargă să să ridice produsele. Sunt persoane, cum ar fi nu știu părinții sau rudele care le pot plăti mirilor și o vacanță, dar așa se procedează la ei. Și mai e un lucru: dacă un cuplu divorțează, cei doi parteneri nu se mai pot recăsători în biserică. Aceștia se mai pot recăsători doar la primărie, la starea civilă, cum este la noi. Dar nu și în biserică. Iar și apoi mai sunt anumite situații în care bărbatul este încă obligat să își întrețină fosta soție și să o ajute cu bănuți, și să o lase și în casă dacă aceasta nu are unde merge. Deci la ei este foarte, foarte protejată femeia. Iar acum să o dăm și într-o altă extremă în mormântările la fel sunt foarte diferite de, de România, la ei când o persoană moare, nu se cheamă vecina de pe colț să o spele, să-i tai unghiile și așa mai departe. Nu, se sună frumos la o agenție de pompe funebre. Aceștia vin acasă pregătiți cu absolut tot de la A la Z. Se ocupă de absolut tot în ceea ce privește persoana decedată. O spală, o îmbracă, vin chiar și cu sicriul, cu absolut tot. Apoi, persoana este transportată la capelă, deci nu se să există să se țină persoana în casă trei zile, să vină rudele, să o păzească, nu există așa ceva. Persoana este dusă la capelă, unde poate fi văzută de, mă rog, rude cunoștințe, iar apoi este dusă la cimitir, Uh, nu este ca în România, cimitirul nu este în curtea bisericii, spre exemplu, există un cimitir, doar cimitirul. Acolo sunt morminte destul de decente. În România, uh, mai ales la sate, se obișnuiește ca în jurul mormintelor să se pună pietre destul de mari, pe care se dă cu var alb și asta se face destul de des se și îngrijez mormintele se ia buruiana, se greblează în fine, sunt mai multe este mai mult de muncă oricum și sunt destul de multe, nu știu, obiceiuri la noi la ei în general mormintele sunt pline de niște pietricele decorative, sunt majoritatea cu marmură pentru că ei lucrează în general în marmură. Așa că este de, de înțeles. Apoi este un loc special amenajat unde sunt depuși de unde este depusă cenușa celor care au fost incinerați. Cimitirul are o anumită oră de deschidere și o anumită oră de închidere, deci nu se poate duce oricine așa când vrea. Deci, nu știu, este mult mai civilizat. Apoi un alt lucru care este la fel foarte diferit de România ar fi mâncarea. La ei se mănâncă aproape zilnic la masa de prânz paste, dar să începem cu micul dejun. La ei se obișnuiește întotdeauna a se lua micul dejun. De regulă se, la micul dejun se servește lapte sau iaurt cu biscuiți și fructe sau mai au ceva se numește cafelate. Este un fel de cacao cu lapte la noi, să spunem. Apoi la masa de prânz se mănâncă întotdeauna, aproape întotdeauna, paste de diferite feluri, cu diferite sosuri. De regulă, sosurile respective sunt preparate pe loc pentru masa respectivă, deci nu prea se prepară, nu știu, mai mult sos să mai aibă și altă dată, să zicem. Nu, se prepară o cantitate mică cât se mănâncă atunci la masa respectivă. Iar după ce se mănâncă pastele, se servesc și fructe. Deci, la ei fructele sunt nelipsite, și se bea aproape întotdeauna un pahar de vin. La ei, întotdeauna fructele și vinul sunt pe masă. Uneori pastele sunt înlocuite de lasagna iar seara, de regulă, se mănâncă ori carne la cuptor, ei gătesc foarte des carne de iepure la cuptor, cu cartofi, rozmarin, vin alb și usturoi, se mănâncă lasagna sau își mai fac sandvișuri, pâine toast cu prosciutto, și bineînțeles, lipsitele fructe și uh, mănâncă destul de multe și legume, ei le numesc verdure. Uh, în general mănâncă și salată crudă, dar mai au și alt fel de, de legume pe care le consumă. Uh, cum ar fi, uh, au o legumă, se numește în italiană îi se spune finocchio este de culoare albă, acesta se fierbe, apoi se poate da puțin prin, se poate căli un pic în ulei și cu puțină sare, este destul de bun la gust. Apoi mai mănânc, mai au un fel de legumă, se numește bietola la ei, se fierbe și la fel ei o mănânc așa fiartă cu sare este ca un fel de nu știu, lobodă la noi, cam așa ceva apoi mai iau încă o legumă pe nume carciofi mie personal nu-mi place, mi se pare nu știu, amară și nu, nu mi-a plăcut niciodată dar lor le place și aceasta o prepară uneori și cu pastele deci în, în sosul de paste pun și această legumă mai au uh, încă ceva pe nume a care se pot găsi și la noi, sub numele de sparanghel. Aceștia, da, într-adevăr, sunt foarte buni. Se pot pregăti uh, fierți, se pot face fierți. Uh, apoi, după ce au fiert, uh, separat, se face într-un bol uh, un fel de sos cu zeamă de lămâie sau oțet, după preferințele fiecăruia, și puțină sare. Și se, se servește cu acest sparanghel, cum se spune în România. Și, într-adevăr, chiar sunt foarte, foarte buni. Uh, obișnuiesc să mai fac, uh, cum este la noi, pilaful, dar la ei se numește risotto. Uh, însă este puțin diferit. Cel mai uh, asemănător cu al nostru ar fi risotto ala milaneze însă mai au uh, risotto la parmigiana, ai funghi, adică cu ciuperci. Uh, ei mănâncă și foarte mult parmezan, deci parmezanul este nelipsit de la ei din casă pentru că folosesc foarte, foarte mult parmezan ras la paste. Deci tot timpul pun, uh, pun parmezan ras peste paste. Uh, ar mai fi ceva diferențe și la supermarketuri. Eu obișnuiam să uh, fac cumpărăturile de la Eselunga și Conad. Sunt două dintre cele mai cunoscute supermarketuri din Italia. Uh, pentru bătrâna unde lucram eu, făceam cumpărăturile de la Conad pentru că era cel mai aproape de casa unde lucram acolo de fiecare dată existau anumite oferte, să spun așa, și atunci când te duceai la casă să plătești, lângă casă existau niște rafturi cu produse, erau, nu știu, de regulă tacâmuri, seturi de farfurii, boluri, pahare, au fost și niște seturi de ursuleți, de pluș și lenjerii, depindea de, de, perioadă de, și de anul timp. Și fiecare produs din magazin avea un anumit număr de puncte. Atunci când, când te uitai la prețul produsului, lângă preț, scria și acest număr de puncte. Dacă cumpărai mai multe produse care aveau puncte, atunci tu acumulai acel anumit număr de puncte și puteai să îți cumperi, să-ți iei de, la, de pe aceste rafturi, spre exemplu puteai să-ți iei un set de pahare, consumând aceste puncte și mai dădeai, nu știu, un euro, 2 euro, foarte puțin pe lângă. Eu chiar am mi-am cumpărat foarte multe lucruri de genul ăsta prin această ofertă. Apoi la fiecare cumpărătură pe care o făceai pe card, deci aveam card de fidelitate. Tot timpul pe card se strângeau anumite puncte de la toate cumpărăturile și când făcei un anumit număr de puncte îți puteai cumpăra produse în valoarea acelor puncte. De regulă, îți puteai cumpăra de 30 de euro. Deci, luai produse gratis de 30 de euro, ceea ce mi se pare foarte drăguț. Iar în România, sincer, n-am văzut asta. Adică, spre exemplu, și la noi în România, la Penny Market, ai cardul acela, dar, practic, nu-ți folosește la mare lucru, pentru că, oricum, niciodată nu... Poți să-ți ceva cu el sau da. Deci este destul de, de diferit. Apoi mai era un lucru, spre exemplu, dacă o fată tânără în România se îmbracă pe stradă, nu știu, mai scurt, să spunem, și iese pe stradă mai scurt îmbrăcată și trece pe lângă un grup de tineri. Aceasta este, bineînțeles, fluierată, se strigă după ea, se fac glume și așa mai departe. În Italia nu se întâmplă lucrul ăsta. Dacă se aude cineva strigând după uh, cineva pe stradă, puteți fi siguri că sunt români. Nu se există ca italienii să strige după cineva pe stradă sau să se uite cum este cineva îmbrăcat, să comenteze, să-și dea coate, să zică uite cum arată persoana respectivă. Nu, la ei fiecare se îmbracă cum vrea, se aranjează cum vrea, deci nu, nu interesează unul de celălalt în sensul rău al cuvântului, să spun, adică nu se bârfește, nu fiecare e liber să facă ceea ce dorește, să se poarte așa cum vrea și mi se pare chiar foarte, 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 foarte bine lucrul ăsta, adică sunt deschiși la, la minte, să spunem. Bătrânii nu sunt ca în România, într-adevăr, sunt și alte condiții, sunt alte salarii, sunt alte posibilități, dar în România persoanele de vârstă mai înaintată își ocupă timpul doar cu mersul la biserică duminica și lasate din păcate cu statul pe la porți și cu bârfitul și cu păzitul vecinilor în Italia nu se procedează așa bătrânii Merg la filme, merg la restaurante, merg la dansuri, uh, conduc mașinile, merg femeile, merg la coafor. Uh, spre exemplu, dacă vedeți o femeie de 80 de ani în Italia, nu o să-i dați 80 de ani, o să-i dați, nu știu, 60 de ani, adică chiar se îngrijesc și au grijă de ele foarte mult. Tot timpul sunt, sunt aranjate, sunt îmbrăcate bine, sunt fardate. Cele care nu se mai pot deplasa, cum era și bătrâna unde am lucrat eu, își cheamă acasă cu afeza, manicurista. Aceasta vine la domiciliu, le Vopsește la păr, le tunde, le spală, le coafează, le tai unghiile, le epilează mustața, le pensează. Deci sunt foarte, foarte îngrijite și, într-un fel, bravo lor. Adică, de ce să nu te îngrijești până la urmă, chiar și dacă ești mai în vârstă? Uh, un alt aspect ar mai fi. Faptul că în spitale, spre exemplu, și nu doar în spitale, sistemul sanitar de la ei este foarte diferit de al nostru. Spre exemplu, și vă voi vorbi despre asta și într-un alt video special pe acest subiect, eu am făcut poziția de asistent medical generalist. Iar când făceam practică într-un spital pe secția de neurologie, mi s-a întâmplat să văd acolo un bătrân care nu avea pe nimeni, sau nu știu, poate avea copiii plecați în afară, nu știu, dar cert este că în timpul, pe timpul internării nu a venit nimeni în vizită la el. Iar medicul i-a dat o listă cu medicamentele pe care trebuia să și le cumpere, iar pe listă era scris inclusiv uh, branulă și leucoplast. Deci, spitalele din România sunt foarte um, slab pregătite. Sunt spitale în care nu există nici măcar branulă, leucoplast și mănuși de unică folosință. În schimb, în Italia sunt foarte mulți bătrâni imobilizați la pat, care primesc gratuit de la stat produse pentru îngrijirea lor, spre exemplu primesc pampers, primesc un fel de traversă, să zic, așa se numește la ei traversă, este făcut tot dintr-un material ca și pampersul, este pătrată, este un pic mai mare și se pune sub persoana imobilizată la pat, pentru că în caz de ceva să nu, să nu se întâmple accidente, să treacă la saltea, mă rog. Uh, ei primesc baxuri întregi de astfel de produse gratuite, chiar dacă le mai rămâne, deci se întâmplă să le mai rămână, nu contează. Ei au un anumit număr de, de baxuri pe care le primesc și dacă se întâmplă să le termine, Înainte să, să aibă dreptul la altele, familia poate face o cerere și li se aduc altele gratuit, fără, fără nicio plată. Uh, li se aduc catetere pentru că sunt mulți care sunt imobilizați la pat și au nevoie de, de sondă pentru a urina. Li se aduc catetere, pungi pentru catetere. Uh, leucoplast, mănuși de unică folosință, li se aduc anumite, ei anumite pansamente, iar în aceste pansamente există anumite soluții și creme pentru a vindeca mai repede, pentru că ei fiind la pat sunt predispuși mai mult la, la răni. Așadar, primesc și, și aceste Pansamente, primesc comprese, pansamente sterile, absolut tot, seringi, absolut tot ce, ce au nevoie pentru îngrijirea lor. Mai mult decât atât, atunci când una dintre persoanele care sunt la pat are nevoie de o îngrijire mai specială, spre exemplu, să zicem că a făcut o rană de la stat în padă la Saltea, atunci vine, se cheamă o asistentă care vine zilnic, la fel, fără a fi plătită, vine zilnic acasă și îngrijește rana persoanei, uh, vin uh, asistente acasă, o dată la câteva săptămâni sau la o lună pentru a-i schimba um, cateterul persoanei respective, iar pentru cei care sunt imobilizați la pat se face o cerere și li se aduce acasă un pat special. Paturi care sunt în spitalele din Italia, un pat care se poate ridica în partea unde este capul persoanei și la picioare. Deci acestea se pot, paturile se pot manevra. Iar pe pat se pune o saltea specială peste salteaua normală, o saltea antidecubit se numește. În capătul saltelei există un fel de aparat care este conectat la această saltea și este conectat tot timpul la curent. Uh, și aceasta pe o parte se umflă, să zic așa, pe de o parte se desumflă. Deci saltea asta tot timpul e în mișcare, să zicem așa, tocmai pentru a evita ca persoana respectivă să facă râni. Acestea sunt aduse gratuit acasă la persoana bolnavă și sunt lăsate acolo atâta timp cât persoana are nevoie. Pe lângă asta, dacă persoana respectivă se poate ridica și pune în scaun cu rotile sau necesită ridicarea și punerea în scaun cu rotile, spitalele pun la dispoziție și în scaun cu rotile. Atât sunt persoane care. Poți să fie scoase și afară, acolo unde, spre exemplu, există și lifturi. La bloc, spre exemplu, unde lucram eu, nu exista lift, așa că nu o puteam scoate afară pe bătrână, dar uh, li se aduce scaun cu rotile ori numai de interior, ori uh, scaun care poate uh, fi folosit și în exterior, așa că poți merge liniștit cu uh, persoana respectivă și afară. Ceea ce în România nu există decât nu știu, poate dacă ai ceva relații undeva să ai parte de așa ceva, dar eu personal nu, nu am văzut asta. Uh, spitalele de asemenea sunt foarte, foarte diferite, sunt foarte bine puse la punct. Asistentele sunt de o amabilitate ieșită din comun, nu se dă de și deci nu se dă niciun ban nu se există să uh, vezi pe cineva într-un spital din Italia, cel puțin eu nu am văzut, pentru că bătrâna mea a fost de multe ori uh, internată în spital acolo iar eu mă duceam tot timpul să am grijă de ea acolo și niciodată nu am văzut pe cineva să dea nici bani și nici măcar, nu știu, atenție, o ciocolată la, la vreo asistentă. Deci, nu. Cu toate astea, asistentele vorbesc foarte frumos, îți explică tot ceea ce ai nevoie, au grijă foarte bine de, de bonlavi. este, nu știu, fără cuvinte. Acolo în fiecare dimineață li se dă bolnavilor mâncare după regimul fiecăruia până când sunt asistentele sunt gata cu tratamentul de dimineață îngrijirea pacienților și până când vine mâncarea ușile fiecarei secții sunt închise deci aparținătorii așteaptă la, la uși nu intră nimeni înăuntru până când nu se deschid ușile Apoi, vă spun ce, ce mâncare primea, spre exemplu, bătrâna unde am lucrat eu. Dimineața, la micul dejun, îi se aducea la alegere ce decidea ea dintre un bol cu ceai cald, un bol cu lapte cald sau un bol cu aceea cafelate sau cafea, cacao cu lapte. Apoi pe lângă asta îi se dădeau biscuiți și niște recipiente mici cu gem de fructe sau marmelată. Asta îmi amintesc eu și mi se pare că și ceva recipient cu brânzică proaspătă, ceva de genul. Apoi la masa de prânz, la fel, la ei se proceda în felul următor. Exista un fel de ca un dulap mare, să zic așa, nu știu exact cum se chema, era ceva pe roți și acolo era totul cu rafturi, pe fiecare raft exista câte o tavă și un număr de salon și numărul, de, și, numărul și numele pacientului, pacienților din acest salon iar fiecare tavă conținea mâncare pentru un anumit pacient după, în funcție de ceea ce putea mânca acesta. Acest, nu știu, cărucior, să zic așa, era conectat la o priză de curent atunci când venea, așa încât mâncarea venea întotdeauna fierbinte. La prânz, întotdeauna li se aduceau paste, nu am văzut să se dea în spital, în schimb, am văzut că se, aduceau, se aducea carne, piure de cartofi, se aducea aproape zilnic. Se mai aduceau un, fel de chifteluțe în sos și întotdeauna se dădea ca și desert, să spunem, măr copt, cel puțin asta primea bătrâna mea, un măr copt, Uh, și acesta îi se dădea, dacă mi-aduc bine aminte, și seara. Uh, Piureul am văzut că se dădea destul de des, oricum mâncarea era destul de bună, era întotdeauna proaspătă, cum v-am spus, era întotdeauna fierbinte, nici nu se compară cu mâncarea care este în spitalele din România, mai ales acea, acea felie de pâine cu marmelată și și margarină care încă se mai dă de atâția ani de zile în spitale în România deci este diferență de la cer la pământ magazinele la fel sunt diferite, au produse destul de diferite de ale noastre există foarte magazin, multe magazine de chinezi oricum au început să, să se facă cât mai multe și în România. Uh, produsele sunt destul de ok, ca și preț, uh, calitatea este ok, la aceste magazine. Eu îmi cumpăram foarte multe produse de la magazinele de chinez de acolo și chiar am fost mulțumită, unele chiar le mai am, mai ales uh, haine. Uh, existau foarte multe persoane de culoare bărbați de culoare care mergeau tot timpul pe, pe străzi în Italia și aveau brațele pline de uh, umbrele șosete, ochelari de soare brichete, îmbrățări lucruri de genul acesta dar ceea ce am observat aceste persoane erau cu foarte mult bun simț în sensul că eu treceam tot timpul pe lângă ei atunci când mergeam să fac piața, atunci când mergeam la muncă, atunci când mă întorceam de la muncă, dar niciodată nu veneau la tine să îți spună, hei, uite, vrei să cumperi ceva, hai să-ți arăt ce marfa am sau așa mai departe. Nu, ei treceau pe lângă tine ca și o altă persoană, adică de parcă nici nu te-ar fi văzut. Dacă tu doreai să cumperi ceva și îi opreai, atunci da, altfel ei n-aveau absolut nicio treabă deci ei mergeau pe toate căldurile nu i-am văzut să strige după cineva nu i-am văzut să cerșească să agreseze pe cineva nu, deci aveau foarte mult bun simț eu chiar am rămas uimită de lucrul ăsta i-am mai văzut că își mai puneau marfa la intrarea în supermarketuri dar stăteau acolo liniștiți lângă marfă, dacă cineva care intra sau ieșea din supermarket era interesat de ceva, se ducea, a cumpăra, altfel ei își vedeau liniștiți de treabă, deci nu cereau la nimeni să se uite la marfă sau așa mai departe, deci erau foarte liniștiți. În schimb, mai erau mulți marocani și albanezi, chiar am avut o experiență un pic mai neplăcută cu un, un tip din maroc, erau nu știu, foarte ca și unii români să zic, nu vreau să critic sau să judec pe nimeni, dar uh, poate o să vă vorbesc altă dată despre lucrul ăsta, nu, nu mi inspirau încredere. Aveau un grupulesc cu care stăteau undeva la un la terasa unui magazin și tot timpul urmăreau așa din privire fetele care treceau, strigau după ele, deci nu mi au nu mi-a făcut o impresie foarte bună. Erau și foarte mulți români, bineînțeles, care la fel Strigau după fete, vorbeau urât se... și, în general, din ce am observat, și chiar îmi pare rău că în Italia, și cred că și în alte țări, nu știu, vorbesc strict de Italia, românii se, se mănâncă între ei, să spun așa, nu la propriu, bineînțeles, se mănâncă între ei foarte rău, adică, nu știu, dacă ar putea să-și facă rău unul altuia, să-și